Bună ziua la toată lumea, prietenii, acum m-am schimbat, m-am echipat așa de treabă pe acasă. Am fost cu ursul, cu copiii, bine că copiii au stat afară, am fost la vot. Dar nu așa am îmbrăcat, acum am îmbrăcat așa. Pentru că mai vreau să mai fac și o de ceva, pentru că e vremea frumoasă, nu mai este așa frig. E soare, se vede că e soare. Frumos. Și pe Leonardo l-am dus la mix să taie porcii, știa de-aseară, a pus ceasul, telefonul să sune. Avea pe grijă, să gândea numai acolo, să ducă la porci. Îi place șoricul mai mult. O să tăiem și noi, dar să vină Alin. Oameni, câte frunze mi-au căzut prin curtea asta. Și să-mi adun și eu gunoaiele pentru mâine, că e luni. Ce mai am pe ce? De gătit nu cred că s-au mai gătit, nu știu, poate prăjeta cu bine, cartofi, nu mai fac mâncare pentru că mai avem și tocăniță ce fac cu samieri. E foarte frumos afară, e plăcut așa. Și mi-am pus baticul ăsta de, l-am ținut așa la, ca un fular, mi-a prins bine. L-am mai pus la nas, pentru că nu mi-a trecut deloc. Nu știu, era ursul cu Alex, era afară, dar nu știu unde s-au dus. Să știți că nu era lume mult la vot. Nu era. Parcă nici lume nu mai e, dar nu le interesează. E tot, sau poate vine seară. Fiecare, mai ales la noi. De-ai noștri sunt ocupați acum cu porcii, că au tăiat de ieri. Sâmbătă și duminică sunt cu mâinile, băgați în carne. Fa la porți. Da, o să fie și ei. Tot așa tușez. Mi-a prins bine ăsta, am pus și puțin la mănăstire și tot așa l-am pus în cap. Și n-am mai luat curent așa. Trebuie să mai mergem. Am fost un pic și la mama, i-am dus niște iaurturi. I-am mai dus un medicament, i-am dus lapte dulce, că a zis să mănâncă mai regim, să nu mai mănâncă carnea aceasta. Și în bucătăria mea n-am făcut nimica, că am fost plecată. N-am spălat nici vasele, am câteva vase de spălat, le spăl imediat, ies afară, îmi duc și eu gunoaiele la poartă, pentru că dimineața e moarte de frică. M-am dus să mă uit de tomberon, acolo unde știa meu nu mai are. Doar au acolo la piață jos, dar este duminică, dar acolo unde a fost eu să caut o, pentru ăla unde umple cârnații, că a zis că aduce și știam vorba că aduce și știu unde. Că n-a adus ăla de care trebuie pentru tulumbaie de cârnați. A adus alte chestii. Dacă nu găsesc, trebuie să cumpăr altul nou, cu totul. Pentru că nu găsesc separată la săuța aia de plastic unde intră marcă pe ea. Că restul avem, tulumba aia unde se umple. Uite ce am găsit. Eu asta înțelesasem că aduce, dar ce a adus? A adus de ăștia unde se pun la mașina de tocat la nu știu, de aia unde se dă la manivelă. Uite, aia. Și mi-am luat ață de asta, că nu trebuie în casă, nu trebuie la... Să le șungă, alea... Da. Mai trebuie așa niște lucruri ușoare, nu mai. Ce-am fost mai greu în luat. Și eu o să mănânc mai am pește ce-am făcut la cuptor. Și nu mor de foame. M-am obișnuit. Nimeni nu moare de foame. Mama vrea să... De-a carne, am zis să nu, că nu mănânc copiii, ziceau, nu prea mănâncă așa, mănâncă ușor, de ăștia săcături.
Păi și tocăniță și cum arată tocănița și ce-a mirosit de frumos și cum o măligă, dar ei nu mai... A mâncat ursul. Leonardo n-a avut tocăniță, nu știu, e scăvit de la răceală. Nu știu ce are Leonardo. Iar mine s-a strălut. Să știți că mai bine e afară decât la căldură. Când intru la căldură, îmi curge nasul și îmi lăcrimează ochii. Dacă sunt afară, e mai bine. Îmi revin, așa, nu știu ce, că e rece. Da, în casă începe să curgă nasul și ochii. Ar trebui să stau afară, ce seamănă așa învăfălită cu toate și ce mai cum trebuie. Mi-a luat adidas în picior, mă simt bine, nu-i nici înalt, așa, cu adidas, stă piciorul cald. Am adidas, tot timpul mi-a luat, dar nu le purtam, am învățat să merg așa, să fug mai repede în papuci cu mașina, pentru că nu merg, mă duc pe jos undeva, nu, numai cu mașina. Și aici la magazin, de-aia m-a oprit și poliția, cum am văzut până la magazin, aproape ce-o fi zis, hai să vedem și noi care-i treaba. Erau curios să vadă dacă am totul în regulă. Știți cum e. La mine la poartă. Eu am oprit la mine la poartă. N-am apucat să pun semnalul, de fapt. Hai, e la distanța. El a oprit în fața mea. La mine la poartă. Hop, gata. A pus mâna. De ce am făcut? La mine la poartă. Am greșit cu ceva. Așa. Ca să-și facă ușor, ca a oprit pe cineva. N-avea pe cine și doar pe mine. M-a oprit la mine la poartă că am oprit. Atât. Să facă și omul treaba, treaba. Pentru nimic. Uitați, pomana porcului. Mamă, ce miroase. Și are ulei de la untură. Uitați. Și mamă lină. A dat-o patrona la Alex. Ia du-o acolo în casă, dar noi nu știm nimic de la cine e, poate ne-a dus nouă cineva și n-am fost acasă și a lăsat-o la ea. Sau poate partea ei care i-a adus și ne-a dat-o nouă, chiar așa să nu oprească ea deloc, că era în farfurie, era farfuria plină. Și eu am golitul ăsta, acum. Miroase frumos. Care ne-a fost, pot vă dați seama că miroase frumos. Asta e. Miroase bine și mi-e că Alex nu vrea să mănânce, să o încălzesc, nici ursul mă vine, dar vreau să aflu de la cine e. L-am sunat pe ursul acum să spună, să-l întrebe de la cine e. Habar n-am. De la cine e. Că noi când primim, să zice așa, când taie-și-o porcul, trebuie să o dau înapoi, că așa e frumos, e rușine dacă nu o dai înapoi. Cum mănânci de la oameni prima dată ne trimite, tot așa trebuie să trimiți și o caldă, peci, nu grăsim. Și mămăliguță, trebuie să dai înapoi farfuria care a trimis în ea, trebuie să pun o dau înapoi, că așa e frumos. Îți dă, dar trebuie să dai înapoi, nu e așa. Vedeți ce reguli sunt la noi? Oameni ca lumea, suntem civilizați. Mi-am spălat vasele, am spălat și tava că pusasem la moi, care făcusem peștele, unde făcusem o măligă pe aceea, vreau să ies afară puțin, apoi mai fac pe aceea. E duminică. De multe ori duminică, parcă bagă Dumnezeu așa, să nu facem nimica. Să facem, da, că de-a lăsat duminica, să ne odinim, să nu mai muncim. Că și așa munci mult, vă dați seama. M-am făcut și noi veci pe la noi, dar n-am fost la servici, nici gând. Mamă, Doamne, de la căldură mi-e rău. Când sunt afară, mi-e bine. Eu sunt așa călită, știți cum? Că afară mi-este bine și la căldură mi-este rău. Sunt călită, înseamnă. Când am băut laptele, praf, eu vezi, ține ceva, contează. Pe timpul ăla nu era așa lapte praf. De-aia iau gripele fiecare săptămână. Cine mai știe? Mi-a luat și de imunitate și de toate. Acum Dumnezeu mai știe. N-am vrut să încep cu antibiotice de acum, că și când o fi o gripă mai puternică și iau antibiotic, nu o să-și mai facă efectul niciodată. Eu mai mă uit în carnea asta mult.
Și de aceea vreau să aflu de vorul de la cine este carnea. Comana porcului, că nu știu. Sau poate a trimis cu mex la copii și n-am fost aici. Nu știu ce s-a întâmplat. Cu această comana porcului, nu știu. Chiar nu știu. Trebuie să-mi scot și eu peștile la sălă. Nu mai fie nici așa să mi-l scot. Mi-l încălzesc. Iată și el bine peștele meu. Mai am și un pic de ciobiță. Mănânc eu. Dacă mănânc pește, nu pot să mai mănânc altceva. Mâncăm un singur lucru. Nu pot să mănânc și ciorbă și pește. Toată lumea e așa. Nu pot să mănânc două feluri. N-ai cum. Cu pește nu pot. Ori mănânci numai pește, ori renunci la pește și mănânci altceva. Păi ea nu și-o prea de loc să-l guste un pic, n-are cum. Nu mai dau mașina mea să mai umblă cu patroana pentru că nu merită. Mașina mea mă chinui cu ea, eu îmi bag bun în ea. Și când s-o fărâmă, mai pornește, mai câteodată nu pornește. E mașina mea care umblă pe aici prin ora să-mi fac treburile, la farmacie, copiii la școală, îi duce ursul. Dar nu mai vreau să dau mașina să facă treburile lui patroana. Că s-a trezit patroana acum să ducă să vadă și ea de unii acolo. Păi până acum am zis că nu mai e. Eu sunt făcută în toate felurile și să mai dau și mașina. Păi cum merge aia? Sunt proastă? De ce să-mi consume mie gazul din ea, benzina? Hai să vă spun că nu v-am spus până acum ce s-a întâmplat. Am fost, nu mai știu, într-o zi am fost la medicul de familie, am stat să-mi dea tot așa, rețetă cu copiii, cu răceala, cu Leonardo. Ar trebui să stau la ușă, să aștept până să face rețeta. Și că erau femei, mai multe, și din rasa noastră, și românce. A venit o femeie acolo care mă cunoștea. De fapt, de mult lucra bărbatul ei la noi, că era patronul. Și ea venea cu căruțul, cu copilul mic, era copilul mic, acum mai mare, vă dați seama. Și mi-a spus că a întâlnit-o pe patroana, a dus-o ursul până la un market, ursul era afară, ea era înăuntru și nu știu cum a venit vorba cu femeia aia, că a, i-a zis femeia aceea, mai vorbești mult de Anca, te mai e de Anca, ce tot ai cu ea? Femeia aia dă drumul la gură, nu ține cont, că de ce să spune ce e adevărul. Și ea a spus, tu cu Anca, sunteți singure și umblea după bărbați. Când a auzit femeia aia, vrea să-i dea cu sticla în cap în magazin. Femeia asta a început să-mi povestească acolo la ușă unde erau mai multă lume și nici nu puteam să mai opresc, să tacă, să nu mai îmi spună față de lume. Nu mai să oprem. Mi-a fost rușine când am auzit vorbele astea. Dar deja spusează tot ce era. Am zis, lasă, zic, așa vorbește. Ia, ca să nu mai continuă să mai spună mai multe. Da, vedeți ce poate să facă patroana, să mă facă de râs peste tot. Umblăm după bărbați, eu și cu doamna aceea. Vedeți? Păi eu ce sunt pentru ea? Eu sunt bătaie de joc, eu sunt un nimic și atât. Doar o femeie mă consideră de stradă, atât. Și cum să mai împară mie rău să dau mașina mea? Pentru ce? Lăsă-o acolo, fiecare om își merită soarta, că nu e să-mi pară rău de ei. Nu e să-mi pară mie rău de patroană. Eu când am auzut vorbele ăștia, mi-e vrea să cad jos din picioare acolo. Nu vorbește numai pe vloguri, pentru vizualizări, vorbește și așa. Să vă uită urât strâm la mine, când vede că vin cu mașina mea, că plec. Mi-a luat ea, ia toate mașinile care le avea vândut și dubă și excavator și multe și jeepuri și de toate și veselca și Mercedes-uri, Yes-uri, ce n-am ea. Toate s-au vândut. Am vândut și ea și fiul său pe o parte. Nu am rămas fără nicio mașină.
Am rămas fără niciuna de a lor, că dacă era a lor, nu scotea ochii, vă dați seama, că n-aveam dreptul. Trebuia să faci treburile și după aia nu, pa, trebuia să-i dăi fie la șefa în mână. Eu am mașina din banii mei, așa, în rate, am plătit-o în rate pe fiecare lună, câte puțin, câte puțin, până am achitat-o. Îți încărdați? Ce? Care? Nu. Mamă, Alex, ce bună e! Nu. Îi spun așa că ce bună e, că pe mie e foame. E bună! Nu. Nu? Și așa că trebuia să predăm cheia la șefa să nu mergem oriunde, că era mașina ei, mașina de la bărbatul, mașinile cumpărate de fiul său. Și tot timpul când geneam bani de la ea și noi, că erau copiii mici, ai mei, de fapt, atunci, tot timpul spunea că nu are bani, nu are, și când cerea stelică, se ducea imediat și punea la un evic. A venit vorba că m-a enervat, vorba cu asta, cu femeia asta ce a spus în market, că eu cu doamna aceea un om pe bărbați. De asta vorbesc așa. Și, și când colo, se ducea și punea pe furici. Și ce-a făcut odată? Am cerut bani, stăteam cu ea în casă. Nu știu, vreau să fac, să iau niște soluții, să fac curățenie, tot așa, nu știu ce sărbătoare era. În fine, am cerut, a zis că n-are niciun leu. A luat-o prin față pe furici, pe la ea. Era o gheață pe jos, Doamne, sticlă. Ca să nu mai iasă prin spate sau ceva, a luat-o direct prin față pe piscina acolo, la ea, pe marmura unei masă de marmură, și a alunecat și a rupt piciorul. Că se ducea la OMV să pună banul stelică, că mie mi-a spus că nu are niciun ban. Nu că am blestemat-o sau ceva. Uitați că Dumnezeu nu dorme. A rupt piciorul de atac, cu piciorul rupt și umbla în cârșe și a chinuit mult timp. A rupt piciorul, că se ducea să pună bani pe ascuns, să nu văd eu, să nu vedem, să nu știm nimica, că era banii ei, era patroana și era banii ei. N-aveam niciun drept, că spune că nici acum n-am niciun drept la nimic. Numai așa am făcut tot timpul și așa că bine că a dat și Dumnezeu să-mi văd de treaba mea, să stau liniștită, fac, nu fac, nu gătesc, nu mă treabă nimeni. La copii știu eu ce mănâncă și n-are rost să-mi bag joc să consum aiurea pentru a face niște risipă și mâncare aiurea în care nu mănâncă copiii. Fac ce trebuie și ce mănânc, atât. Eu vă mulțumesc. Și să aveți o duminică frumoasă, liniștită și multă sănătate vă doresc și o să mai revin. Să aveți o zi frumoasă, pa, pa!